după tragedia de săptămâna trecută de la meetingul aviatic, atunci când am pierdut unul dintre cei mai buni piloți ai forțelor aeriene române, conform procedurilor, pe timpul investigației, aparatele MiG rămân la sol. În momentul de față, Poliția aeriană realizează partenerii noștri britanici, aflați la Mihail Cogălnicianu, în speță cu cele patru aparate Typhoon, și dacă este nevoie, putem să ne asociem cu aparatele Shoim pe care forțele aeriene române le au. Am să repet ce am spus în urmă cu ceva vreme într-un interviu. Sunt frecvente aceste intrări în spațiul aerian român din partea unor aparate de zbor ale Federației Ruse. Procedurile sunt standard, sunt proceduri NATO, pentru că România realizează apărarea spațiului aerian NATO și este firesc să facă lucrul acesta. Sunt proceduri standard, respectiv se ridică aparatele care realizează poliția aeriană și se trece la proceduri specifice